din anumite surse am unele informații despre contractul. Nu e nimic senzațional. Despre contractul prin care Dumitru Sechelaru, mă rog, SC Transport Public S.A., promitea un antecontract de vânzare a respectivului teren, despre care tot vorbim de la începutul emisiunii. Și dacă îmi permiteți, am să citesc ce am reușit eu să aflu despre contractul respectiv. Poate sunt unele aspecte mai tehnice, dar bănuiesc că e datat 20 mai 2009, deci are un an și 4 luni, nu? 3 luni. Din partea Transport Public a semnat doamna Liliana Boghițoiu, care era președintea Consiliului de Administrație, înțeleg că e înapoi, nu? Președintea Consiliului de Administrație. Kaufland sau nu mai e? Nu era Ghervan și l-a executat. Da, așa. După grevă. Antecontractul era obligația de a încheia un contract ulterior de vânzare-cumpărare. Contractul era valabil 75 de zile și putea fi prelungit cu două perioade de câte 30 de zile fiecare, în condițiile respectivului antecontract. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Transport Public. Ca terenul să se afle în proprietatea exclusivă a promitentului vânzător, adică a SC Transport Public, și să fie liber de orice sarcini și datorii. Asupra terenului să nu existe vreo cerere de restituire, aici l-a încurcat primarul, judiciară ori extrajudiciară, litigii sau proceduri de executare silită. Sechelarul trebuia să demonstreze că și-a îndeplinit în totalitate obligațiile față de proprietarul, față de Consiliul Local, fostul proprietar. Și să fi obținut o scrisoare de la Consiliul Local, cum că și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute în contractul de privatizare. Eu n-am văzut contractul respectiv, poate erau acolo niște obligații, că doar el era primar. El a pus obligații. Păi nu, el, contractul de privatizare, el l-a propus Consiliul Local. Nu eu. Construirea trebuia să fie posibilă datorită Transport Public și să fie aprobate de către cele puduri, ce mai era nevoie. Prelungirile posibile la aceste două, la acest contract, prelungirile, amânările practic, puteau fi de două termene de câte succesive, de câte 6 luni fiecare, care au expirat cât? Din mai până în mai, nu? Din mai cam în mai. Așa. Deci, în total, cu 30 și cu încă un an, 14 luni. Nu mai durează mult. Că ajung la preț. Prețul de vânzare, prevăzut în respectivul contract, din câte știu eu, era de 1186 de lei și 64 de bani pe metru pătrat, plus TVA. Mult, puțin, nu știu. Să nu uităm, era 2009, era anul de criză, în mai bubuia criza, nu? Da. Fiind 23.620 de metri pătrați cumpărați, rezultă un total de 28 de milioane de lei plus TVA. TVA-ul e 5,3 milioane de lei. Apropo, cred că în urma facturii... Cred că acum e mai mare. Sechelarul a avut și de dat TVA la asta, nu? Așa. Rezultă un total de 8,2 milioane de euro. În funcție de cursul euro, e 4,16 lei la vremea, în ziua respectivă. Da, 8 milioane și ceva. Asta e cu tot cu TVA. Ce mai zice, din informațiile mele, antecontractul? S-a plătit un avans de 10 milioane de lei, adică undeva la 30% din prețul de vânzare, ceea ce echivalează cu 2,5 milioane de euro. Pentru garantarea restituirii avansului, promitentul vânzător, adică Transport Public, Sechelarul, ca să-ți prescurtăm, va constitui asupra terenului o ipotecă de rangul 1. Deci terenul respectiv e în mare belea acum. Așa. Penalitățile pentru neducerea la îndeplinirea vânzării erau prevăzute în antecontract de 0,1% pe zi. Adică 8.000 de euro. Undeva la 8.000 de euro pe zi. Așa. Deci s-a adunat sume. Care ar fi concluzia? Care ar fi concluzia? Disperarea pe care o vedem la fostul primar, la domnul Dumitru Sechelaru, este, ce vedem noi, este vârful icebergului. Omul probabil că este turbat, pierde foarte mulți bani. Cât a fost primar, nu și-a rezolvat problemele astea birocratice. El acum nu poate demonstra foarte clar. Vedem
Nu poate demonstra că e proprietar? Mediatic. Pe postul celălalt, deci mă refer la gazda domnului Stavarache de o viață, 1TV, de când s-a înființat, discută două personaje acolo care sunt în proces cu mine, da? Discută de fel de fel, adică au niște băieți, n-au nicio legătură cu economia de piață, nu cunoaște legislație. Au de fapt, o secundă, au precontractul meu cu Kaufland-ul. Așa. Și îl dezbat. Și vreau să vă dau câteva elemente, ele sunt reale, ceea ce spune acolo, o parte din lucruri, dar de la lucrurile care sunt reale, de pe hârtia respectivă, ei extrapolează. Și atunci ajung cu totul în alte zone. Fac niște calcule eronate, nu gândesc, nu știu, probabil nu iese calcule cu domnul Popescu, cum trebuie să iasă, că eu știu, cred că a avut notă mică la matematică, mai mult a fost probabil în zona cu limba și literatura română.